Și piața neagră deja e pregătită, cafeneaua are deja 3 ani și 2 ani jumate și acolo. Deci, practic, cafeneaua ne așteaptă la piața neagră. Încă o dată mulțumim. Și eu mulțumesc foarte mult. Și să sperăm că a fost un simbol al unei deschideri către a gândi asupra formei, asupra relației noastre cu mediul, asupra relației asupra naturii și eventual a formalizării pe care, într-un fel sau altul, o putem avea prin această nouă cunoaștere și, bineînțeles, să ajungem în final la castravetele nostru, știința complexității, care este o provocare și răcintă o deschidere, care ar putea să dezvolte și teme noi în această artă numită arhitectură. Vă mulțumim și vă așteptăm săptămâna viitoare cu altă temă care ar trebui la